Ne va aștepta o partidă foarte dificilă. Îi știm foarte bine, am jucat atâtea ori cu ei, anul trecut au reușit să câștige și titlul. Le știm punctele forte, le știm și problemele pe care le au, să zic așa, dar cel mai important va fi cum ne vom prezenta noi la ora jocului. Cantonamentul ne dă mare încredere pentru că ne-am pregătit foarte bine, toți am răspuns foarte bine la antrenamente și la ceea ce a dorit mister de la noi, iar duminică ne mergem cu un singur gând, acela de a obține cele 3 puncte. Cum a fost toată perioada asta? Da, a fost un pic mai scurtă față de obicei, dar cred că într-un fel e mai bine, pentru că nu am pierdut foarte mult din pregătirea fizică, am și avut 2-3 antrenamente de făcut în vacanță, să zic așa, și când am reluat activitatea, nu am reluat-o de la zero. Din punctul meu de vedere, este mai ok că a fost pauza un pic mai scurtă, pentru că intrăm mult mai ușor în ritm. Am zis și mai devreme, a zis și mister, cred că am făcut un stadiu de pregătire foarte bun, dar acest lucru dorim să-l demonstrăm pe teren și cel mai apropiat este meciul de duminică. Crezi că o să fie mai grea partea asta a doua campionatului decât ce a fost până acum, decât prima parte? Posibil să fie mai grea, dar asta depinde doar de noi, cum vom aborda meciurile, ceea ce ne dorim. Cel mai important este primul meci de duminică și restul vor veni de la sine. Hai să vorbim zilele astea și de aducerea unui mijlocaș georgian. Se crește concurența acolo la mijlocul terenului, te impulsionează să muncești mai mult, să câștigi locul în primul 11? Cred că concurența este benefică, din concurență se naște performanța. Doar așa poți crește atât la nivel individual cât și colectiv. Orice jucător de valoare, orice jucător care ne poate ajuta este binevenit. Noi încercăm să-l integrăm alături de noi, iar nu ne rămâne decât să muncim foarte mult și să demonstrăm că merităm să jucăm titular sau să intrăm pe parcurs. Asta vom vedea. Da. Mi-aș dori să evoluez la Universitatea Craiova, oriunde, nu contează unde. Atât fundaș dreapta, mijlocaș central, când se va apela la serviciile mele, cu siguranță voi da 100%, voi da totul și atât. Cum am făcut-o și până acum, nu cred că, adică, din punctul meu de vedere, eu mă pot adapta, pot încerca să mă adaptez oriunde este nevoie de mine. Care e atmosfera din vestiar în acesta, pe CSV, care urmează? După acest stagiu de pregătire, este o atmosferă bună, avem o atmosferă bună în vestiar, toate premizele să abordăm meciul așa cum trebuie și să obținem cele 3 puncte. Meciurile cu Farul tot timpul au fost bine disputate, noi să ne așteptăm la un festival de goluri. Da, până acum așa arată statistica, că meciurile împotriva lor au fost niște meciuri cu multe goluri, meciuri spectaculoase. Oricum va fi meciul, sperăm să ieșim noi învingători. Asta ne dorim 100%. Adică, Vali spunea că la Craiova s-a simțit cu adevărat fotbalist, s-a simțit cu adevărat antrenor. Îi vreți să-i arătați în vreodată să nu uite ce a fost? Da, bineînțeles, ne dorim acest lucru. Acest lucru este... Probabil că l-a simțit și datorită suporterilor noștri, care știți dumneavoastră sunt fierbinți, să zic așa, așteaptă spectacol, așteaptă rezultate bune și noi ne dorim să începem cu o victorie pentru a îi avea în continuare alături de noi. Nu, din punctul meu de vedere nu. Cel mai important este meciul împotriva Farului și apoi vom vedea, pentru că tot timpul când ne-am gândit departe, să zic așa, nu s-au legat planurile noastre. Cel mai important este să abordăm fiecare meci în parte, fiecare meci la victorie și ușor, ușor vom vedea unde ne vom situa către finalul campionatului. Bineînțeles, și noi visăm la acest lucru, dar cum am zis și mai devreme, cel mai important este meciul de duminică pe care trebuie să-l câștigăm.